La Găneasa, Brâncoveni, dar și în alte comune, afișele și bannerele electorale ale PSD au fost distruse. Președintele PSD Slatina, Marius Oprescu, a declarat că s-au făcut plângeri la poliție și speră să fie găsiți vinovații. Ni s-au rupt la Găneasa tot azi noapte prisma care o aveam chiar în intersecție o față și un banner la Găneasa. La Brâncoveni, duminică, au fost rupte două bannere. La Colonești, duminică, a fost rupt un banner. Lucru pentru care am făcut plângere la poliție. Oprescu a explicat că și în comunele și orașele județului astfel de incidente au loc frecvent în campaniile electorale, dar că echipele PSD refac aproape în fiecare dimineață afișajul electoral. Noi suntem o organizație pusă la punct și pe fiecare dimineață ne ducem și ne refacem afișajul. Dar pe fiecare dimineață se reface afișajul. Altfel, n-avem nicio șansă.